cineva pe care îl cheamă Nu Vorbi, Moen are de ajuns de multe de spus. Și pentru că nu poate să le spună în vorbe, le scrie. Când am văzut volumul, când am primit volumul de la doamna profesoară Bălan, m-am amuzat extrem de mult coperta. Și pot să vă spun că este alasă, nu știu cine a ales-o, dar a făcut un lucru absolut extraordinar. Pentru că dacă citiți novelele respective, veți găsi graficianul editurii, felicitări graficianului, veți găsi o lume actuală, o lume chinezească vie, văzută de multe ori prin ochii unui copil. Foarte multe dintre novelele alese de traducătorul vorbului, de doamna profesor Lumița Bălan, au de-a face cu copiii. Și uneori copiii văd lumea cu... sincer, dar o văd cu alți ochi. Multe dintre lucrurile despre care vorbesc ei în romanul respectiv, dacă le-am spune noi cu cuvintele unui adult, poate nu ar fi atât de interesant. Îl recunoaștem pe Moen în acest volum? Îl recunoaștem. Este al 7-lea volum tradus în limba română. Este Moen nou în acest volum? Este extrem de nou. Găsim nuvele fantastice. Îl recunoaștem pe Moen povestitor. Dar pe de altă parte, în spatele acelui fantastic, găsiți o China cât se poate de actual. Citeam, pe măsură ce citeam novelele respective, aveam tendința de a râde. Zâmbeam. Niciodată însă, râsul respectiv nu s-a transformat, cel puțin la mine, într-un râs adevărat. Pentru că ceea ce descrie Moen în novelele lui este amuzant, dar dacă stăm să ne gândim foarte bine, ne cam îngheață râsul pe buze. De pildă, este una dintre novelele mele favorite, se numește Tunelul Subteran. Și este despre mici eroi din China. Ce înseamnă mici eroi? Înseamnă un cuplu de țărani care au 2 sau 3 copii, au fete, n-au copii. Așa ar gândi un chinez. Și care își doreau foarte mult un copil. Își doreau un băiat. Și firește că ar fi putut să-l aibă, dar nu aveau voie să-l aibă. Și ce fac? Ca într-un film din timpul Revoluției Chineze, lupta subterană, sapă un tunel sub casă și soția rămâne sărcinată și o ascunde în tunelul respectiv. Vin cei însărcinați cu controlul populației și cu nașterile planificate și îi pedepsesc dărâmându-le casa. În timp ce casa trosnește din toate încheieturile, stă să pice cum era ca baie de capul ei, soția naște în tunel. Unde e umed, e mucegai și da, naște un băiat. Și se termină fantastic novela respectivă când soțul țipărea și spune: nevastă, am învins. Ce-au învins? Este un spoiler, dar recunosc că venind în autobuz, mă uitam în jurul meu, vedeam copii pe stradă și mă gândeam: nevastă, am învins. Este absolut minunată. Zâmbești, dar dacă te gândești ce a însemnat băiatul ăla pentru ei, nu mai zâmbești, îți pierde zâmbetul pe buze. Stai să te gândești dacă merită. Nu știu, citiți mai departe. Citiți Copilul Abandonat, este pe aceeași temă. Vedeți o obiectivizare a copilului acolo, pe care în alte novele nu mai puteți vedea. Asta vreau să spun. Este fantastic în sensul de acel fantastic sud-american pe care îl vedem și în alte novele. Dar pe de altă parte este cât se poate de real ceea ce descrie Moen acolo. Mai este o novelă limba cailor, graiul cailor, care este vorba, în care vorbește un cal. Nu vă spun, nu mai am voie să spun, este o novelă despre demnitate. Doar că de data aceasta, cine te învață demnitatea? Cine te învață ce înseamnă să fii loial? Ce înseamnă să fii demn? Te învață un cal. Citind novela respectivă, râși, dar și în momentul de față am așa un sentiment de pielea găină.
Pentru că ajungi la sfârșitul nivelului care are 3-4 pagini și rămâi cu ea în mână, nu dai pagina să treci, vrei să dai pagina să treci la următoare, asta este iarăși ceva absolut moienesc. Da? Dar stai și te mai gândești puțin la nivela respectivă și nu-ți vine să crezi că cineva a putut să scrie așa și că respectivul cal a putut să spună asemenea adevărul până la urmă. Trăim într-o lume nebună. Vreți să știți cât de nebună este lumea lui Moyen? Citiți Râul Uscat. Citiți cum se termină. Este un copil. Și voi termina cu asta. Este o altă imagine fantastică. Când se apropie părinții și ce văd? Copilul era cu susul în jos. Și văd firește susul copilului, care altfel ar fi fost josul lui. Și văd o lume. Era ca un chip luminos de copil. Era o lume absolut anapoda. Mi-e foarte greu să nu vorbesc cu sport. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult!